Bună seara, doamnelor, domnilor, bine ne-am găsit la prima ediție a emisiunii de dialog electoral. Așa cum prea bine știți, vreme de o lună ne vom revedea aici în fiecare seară pentru a discuta, pentru a analiza ce se petrece pe spațiul, în spațiul politic, pe cele două eșichiere, dreapta și stânga, întrucât, cum prea bine ați aflat deja, suntem în plină campanie pentru alegerile prezidențiale. Vom avea două tururi de scrutin, asta înseamnă o lună și jumătate de campanie, aici punând și cele două săptămâni dintre cele două tururi. Prilej de a analiza în fiecare seară atât programele candidaților la alegerile prezidențiale, dar mai ales, să spunem, ce se petrece în fiecare partid privitor la candidatul formațiunii respective. Deschidem seria dezbaterilor electorale cu doi invitați de marcă, doi reprezentanți ai unor formațiuni politice implicate în această bătălie pentru alegerile prezidențiale. Așadar, în dreapta mea, domnul Victor Banța, vicepreședinte al PNL Gorj și în egală măsură consilier județean în cadrul CJ Gorj din partea PNL. Stimate domn, bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit, bună seara tuturor! Și în egală măsură, domnul Grigor Boar, vicepreședinte Pro-România Gorj. Stimate domn, bună seara, bine ați venit la noi în studio. Bună seara, bine v-am găsit și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. A început campania electorală, stimați invitați, și deocamdată, deși au trecut trei zile, vedem liniște și pace, parcă marea nebunie, evident cu ecouri și în Gorj, vine din ceea ce înseamnă desfacerea, facerea ițelor pentru preluarea guvernului de către PNL, cei care au inițiat moțiunea de cenzură în urma căreia a picat guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă. În egală măsură, PNL-ul a fost susținut în demers, trebuie să recunoaștem, de ceilalți parteneri de opoziție. Aici mă refer la USR+, mă refer la PMP, UDMR și, iată, Pro-România. Cum s-a ajuns la acest moment? Cei din PSD au sperat până în ultima clipă că îi vor oferi, iată, actualului președinte un candidat care să fi trecut deja de o altă moțiune. Totuși, paradoxal, a căzut. Da, păi deci aici trebuie să facem o distinție. Există două tipuri de opoziție. Una este opoziția ideologică, stânga, dreapta, liberali, socialiști și așa mai departe. Alta este opoziția la un sistem care a măcinat Europa, România, în ultimii trei ani și ceva, de la, mai exact de la alegerile din 2016, și care a dus-o în starea dezastruoasă în care se află în momentul de față. Există aceste forțe politice care aparent sunt antagonice și sunt totuși în opoziție la nivelul Parlamentului României și care au susținut moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Național Liberal. De altfel, Partidul Național Liberal, prin vocea președintelui său, Ludovic Orban, a afirmat în repetate rânduri că nu va mai fi depusă o moțiune de cenzură decât dacă și numai dacă vor fi întrunite numărul de semnături și de voturi ca promisiune pentru a putea trece această moțiune. Iată, moțiunea a trecut acum, este susținută de celelalte partide opozante PSD-ului, deci nu ideologic, să repetăm acest aspect, pentru că unele dintre ele chiar și-au declinat apartenența la actul de guvernare. Și în momentul de față suntem pe cale să avem un guvern nou, un guvern structurat în jurul Partidului Național Liberal, ce urmează să depună, să-și arate oferta politică prin premierul așteptat a fi nominalizat de către președintele Iohannis, fiind vorba de Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, și care să vină cu un program de administrare, repet, un program de administrare pe un an a țării, pentru că nu adică putem... Adică un mandat limitat. Un mandat limitat până la alegerile parlamentare din noiembrie-decembrie 2020, care să administreze România. Deci nu putem vorbi de un program de guvernare amplu. Este un program de guvernare pe termen scurt, care trebuie să administreze resursele așa cum sunt, trebuie să creeze în primul rând și să conceapă un proiect de buget care să fie votat în Parlament, deci trebuie să fie pe placul tuturor forțelor care au și susținut moțiunea până la urmă, că acolo la vot se întâmplă toate, și care să guverneze în bune condiții țara, acum fiind în pragul și în buza prăpastiei.
Iar președintele Iohannis, așa cum a declarat recent, a făcut niște afirmații foarte clare și certe ce se vor regăsi în următorul program de administrare și de guvernare pe termen scurt de un an de către Partidul Național Liberal, referindu-se în mod de gestionarea resurselor în mod eficient, de așa manieră încât să nu existe tăieri de niciun fel de la fondurile de pensii de salarii, să nu existe disponibilizări de personal și să nu existe o risipă a fondurilor în sensul de a focaliza către procesul investițional care este singurul motor economic al unei oricărei economii. Stimate domnule, poate surprinzător pentru cei din Partidul Social Democrat, iată, Pro-România, Victor Ponta și colegii săi din Parlament, reprezentanții ai Pro-România, au luat decizia, să spunem pe românește, a trântirii unui guvern Viorica Dăncilă. Victor Ponta, nenumărate rânduri în ultimele săptămâni, spusese clar că va contribui la ceea ce înseamnă căderea guvernului, spunând că i s-ar părea firesc să se meargă pe o continuitate de ideologie la nivel de guvern, dar sub nicio formă în actuala formulă, adică sub conducerea premierului. Cum s-a văzut această chestiune și cum ce concluzii se pot trage din evenimentele de la moțiune? Este simplu, Pro-România este singurul partid din România care este de centru-stânga, este un partid social-democrat care susține social-democrația. S-a încercat până în ultima clipă să salveze ce se poate salva. Bănuiesc că la nivel central conducerea în Pro-România împreună cu Victor Ponta a făcut niște calcule pe termen mediu și lung prin care a încercat să schimbe ceva în bine în toate lucrurile care au mers greșit în guvernarea guvernului Dăncilă. Acum nu s-a reușit sau nu a avut înțelegere din partea foștilor colegi de la PSD și atunci s-a decis ca să facă o poziție constructivă, dar să susțină Partidul Național Liberal cu ceilalți competitori politici, împreună, opoziția, să pice acest guvern care nu avea, nu avea performanță. Un guvern care era toxic în momentul de față pentru români, pentru că nu se punea bază pe competență și profesionalism. Se punea doar pe criterii politice și care nu aveau tot. Și pe niște bani aruncați în piață, bani mulți aruncați în piață. Da. Și atunci s-a hotărât la nivel național să facă o poziție constructivă doar pentru căderea acestui guvern care nu era cel mai bun în momentul de față pentru România, nu avea susținere atât timp cât s-au bătut de la programul lor de guvernare și tot timpul s-a mers doar pe clientelă politică. Nu s-a mers, revin cu pe profesionalism și competență. Și asta s-a hotărât să se meargă într-o poziție constructivă alături de și să susțină demersul Partidului Național Liberal în cadrul moțiunii de cenzură. Și s-a demonstrat că fără deputații și senatorii Partidului Național Liberal nu se putea să pice guvernul Dăncilă. Clar. Și atunci... Absolut. Ce m-a surprins în mine, vă spun sincer, că oamenii care au semnat n-au trădat. Adică mă așteptam, la data fiind politica post-decembristă, să asistăm la o cădere, nu știu, la 3-4 voturi, la o respingere a moțiunii de cenzură. Vă spun sincer că în ziua votului am fost convins, l-aveam invitat în studioul din radio pe primarul municipiului Târgu Jiu, pe domnul Marcel Romanescu, și amândoi eram cu ochii pe televizoare, când pe stânga, când pe dreapta, să vedem ce se întâmplă. Și iată că oamenii care au promis că vor vota în mod corespunzător s-au ținut de promisiune. Adică alte promisiuni făcute lor de către cei din actul de guvernare s-au dovedit egale cu zero și oamenii au arătat că totuși mai au moralitate. Mită politică, mită cu bani,
Până deci, acolo se ajunsese. Deci la un moment dat nu se mai poate că oamenii vor ceva bun pentru țară, atât noi, cât și ceilalți colegi din opoziție, cum ar fi Partidul Național Liberal, PMP-ul și toți, doresc ceva bun pentru țară. Sper ca Partidul Național Liberal să și reușească. Nu sunt de acord cu, și o spun tot timpul că este o glumă, ca să spui că e un mandat limitat. Nu. Și-au asumat politic guvernarea până la și să organizeze alegerile. Atât prezidențiale, nu există mandat liberal. Și-au asumat, trebuie să-și asume, nu că știți doar un an. Nu. Aici ori faci, ori nu faci. Și dacă vine alt rând de alegeri, exact. După aceea vorbim de altă configurație. Exact. Nu mai putem să... Exact, dar trebuie să-ți asumi ceea ce faci, atât timp cât vrei să conduci România. Cu măsurile guvernamentale care sunt acum, nu se știe deocamdată dacă Pro-România face parte sau nu face parte, că nu s-a luat o hotărâre, o decizie din această coaliție, dar dacă sunt anumite proiecte constructive pentru țară, pentru români și România, sunt sigur că Pro-România ca partid va susține guvernul liberal. De altfel, vreau să completez și eu ce a spus domnul coleg de platou prin faptul că dumneavoastră făceați referire la acei deputați că totuși nu au fost trădări. Aici se zice că nu au fost mari trădări. Mari trădări, și, da, volanta constantă a rămas acolo, da? Deci, lucrul acesta ne pune pe gânduri și ne duce la tablou economic și social al întregii țări. Și vreau să reiterez acum faptul că în baza datelor de la Institutul Național de Statistică, balanța externă de plăți a României este extrem de negativă. Niciodată n-a fost așa de negativă. Este 7 miliarde pe minus de euro la momentul de față. Și mai este loc până la sfârșitul anului, că nu s-a încheiat anul. Rata inflației reală, de fapt rata inflației declarată de către INS acum două săptămâni era de 4 și ceva la sută. A scăzut la 3,89%, dar mai mult decât atât. Ținta de inflație 2,5% pe an. Păi de la 3 și ceva către 4 până la 2 și ceva, până la 2 și jumătate, mai e 1,5% din PIB. De rata inflației. 1,5% rata inflației raportat la PIB-ul României înseamnă cam în jur de 3 miliarde de euro, da? Dar rata inflației reală este mult mai mare decât aceste 4% pe care le raportează INS. Rata inflației reală este undeva către 5%, deci vorbim de mai mult decât 3 miliarde, vorbim undeva în jurul cifrei de 2,5 ori 2 face 5 miliarde de euro, bani care sunt cumva scăpați și pierduți printre cifre. Vedeți? Deci banii aceștia care provin din diferența dintre ținta de inflație și rata inflației reală, plus deficitul extrem de mare de 7 miliarde de euro acum din balanța de plăți externă a României, creează o sumă colosal de mare care trage în jos. Această sumă a fost aruncată pe piață în consum și susținută de un consum bazat nu pe creșterea producției industriale, ci un consum bazat pe creditare. Adică nu un consum sănătos, pentru că dacă mergem la formula PIB-ului... Creditare sau consum? PIB-ul este compus din consum cu investiții plus import minus export. Păi dacă consumul acesta nu e bazat pe producția ta internă și se crește pe baza unei creșteri a importului, normal că el nu e sănătos pentru că îți duce balanța externă și mai negativă. Acest lucru o faci împrumutându-te pentru că tu neproducând, nu produci plus valoare, trebuie să iei de la altcineva și se rostogolesc astfel sumele încât se amplifică la sfârșitul anului sau anilor mult mai mult. Deci acesta este tabloul pe care fiecare deputat cu scaun la cap din Parlamentul României și senator de asemenea l-a observat, l-a cunoscut și nu și-a putut să asume să mai dea crezare și credibilitate unui astfel de guvern. De aceea toți au concis la un moment dat că este necesar ca să se înlăture acest rău. Dacă, așa cum bine știm, în 2016 PSD-ul a venit la guvernare printr-o serie de minciuni. A promis mare acusare, a și încercat să le facă, dar până la urmă s-a împotmolit. Și mai cu seamă faptul că la conducerea acestui partid au fost persoane
de o probitate morală extrem de îndoielnică, acum se găsesc în afara spectrului poetic și în afara sistemului liber în care trăim cu toții. Asta este un alt subiect despre care puteți dumneavoastră vorbi mai bine decât noi presa, dumneavoastră presa decât noi politicienii, și s-a observat că a dat chix. Pe lângă toate astea, ultimul premier, președintele actual și de fapt al PSD-ului, este un premier care are o pregătire profesională extrem de îndoielnică, este un premier și candidat la președințiale, care are o exprimare îndoielnică, dovedind că nu stăpânește și nu controlează foarte bine folosirea și vorbirea limbii materne, nu vorbim de alte aspecte, și vorbim de un premier care a fost pus să execute niște lucruri și care a rămas practic în mâinile unor alte persoane, terțe persoane pe care le-am văzut mai mereu pe la televizor. Apropo de doamna premier demis, care în scurt timp va trebui să părăsească tot ceea ce înseamnă acolo Palatul Victoria, s-a născut imediat după această demitere pe buzele multor membri PSD ideea, s-a născut această chestiune deja rostogolită în spațiul public, cum că pe tăcute, deși nu poate fi retrasă de pe liste, se va merge cu susținerea către, iată, candidatul de centru stânga, candidatul Alianței Electorale Un Om, domnul Mircea Diaconu. Vedeți posibilă această mutare a intenției de vot a socialdemocraților? Evident, nu va ieși nimeni public să spună noi, PSD, ducem voturile către Mircea Diaconu. Dar deja se discută la modul serios. Păi totul pleacă de la bani. Totul pleacă. Deci Pro-România, împreună cu ALDE, a decis ca să susțină un om. Un om din popor, un alt tip de politică, cu o expertiză profesională destul de bogată, pentru că s-a considerat că numai așa putem să coagulăm voturile din partea votanților din centru stânga și a socialdemocrației. Sunt sigur că foarte mulți membri PSD vor vota cu Pro-România și în același timp mulți din Partidul Social Democrat se îndreaptă către Pro-România. În momentul de față n-au venit prea mulți, dar oricum sunt suficienți pentru că erau la butoane. În momentul de față, nefiind la butoane, nu mai au butoanele, o să aveți o surpriză destul de mare, să vedeți câte persoane vor veni spre Pro-România. Dar în același timp nu înseamnă că Pro-România susține sau ia pe oricine. Deci în cazul în care omul este un om, exact cum vrem să susținem și pe Mircea Diaconu, nu vrem să-l susținem pe Mircea Diaconu, în cazul acesta este bine primit. Au fost cazuri în care conducerea centrală, în frunte cu Victor Ponta, nu pot să dau nume, dar au refuzat parlamentari, sunt doi. Și mi se pare normal. I-a refuzat, ca oamenii cu probleme să nu aibă să și le rezolve și ulterior dacă să fie. Deci efectiv au fost refuzați să facă parte din Pro-România. Dar în același timp s-a hotărât susținerea unui candidat independent, fără nicio obligație, fără nicio pretenție la dânsul dacă câștigă alegerile prezidențiale. Nu avem decât sunt sigur că Mircea Diaconu, dacă câștigă prezidențial în România, va fi un adevărat mediator, pentru că este un om plecat de jos, are o cultură formată înainte de 89 și, în fine, am pretenția că toate persoanele care au făcut carieră și experiență, cred că era mai bogată, nu că tineretul n-ar fi bun, e extra în momentul de față. Dar atunci eram obligați în comunism altfel și atunci erau alte situații. Suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate, ne revedem, ne reauzim în câteva minute. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi Auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști.
Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Primăria și Consiliul Local Țânțăreni vă invită la Zilele Comunei în perioada 24-27 octombrie 2019. Programul manifestărilor este unul inedit. Joi 24 octombrie, în parcul din centrul comunei, va avea loc dezvelirea statuii eroinei Ecaterina Teodoroiu, ceremonial militar și spectacolul ansamblului Doina Gorjului. Vineri 25 octombrie, festivalul Toamna Culturală, începând cu ora 11. Sâmbătă 26 octombrie, ora 11, Târgul de Vite, concurs de cai, expoziție de legume, fructe, păsări și animale. Iar începând cu ora 16 vă așteptăm la un grandios spectacol de muzică populară susținut de Petrică Mățu Stoian, Eugenia Filip, Alina Lăcătușu, Emil Badea, Claudia Dascălu, Diana Istudor, Emanuel Cârstea. Evenimentul se va încheia duminică cu motocross începând cu ora 16. După gusturile tale, alege mâncarea preferată, asta doar la șaormeriile Iatagan. La noi găsiți mâncare turcească, delicatese, dulciuri cu specific turcesc, cea mai bună pizza, burger de vită, kebab, shawarma, hamburger, meniu zilei sau chiar meniu cu șnițel. Nu folosim produse congelate. Vă așteptăm în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 116, acolo cu Gheorghe Doja, și în strada Eroilor, numărul 7, vis-a-vis de Hotel Gorj. Șaormeriile Iatagan, gust și calitate! Cel mai mare producător de haine de piele ajunge în orașul tău joi 17 octombrie cu o gamă variată pentru sezonul toamnă-iarnă la cele mai mici prețuri. Hainele din piele nu trebuie să lipsească din garderoba dumneavoastră. Așadar, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă așteptăm în parcarea mall-ului din Târgu Jiu. Pentru comenzi sunați la 0744 779 644. Creează-ți propriul stil. Fă-l să fie unic pentru tine!
Universitatea de Stat Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, Gorj, acreditată instituțional, vă oferă programe de studii universitare de licență la următoarele facultăți: Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, Facultatea de Științe Economice, cât și programe de studii universitare de masterat. Perioada de înscrieri 2-14 septembrie 2019. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Republicii numărul 1, pe e-mail univ@utgjiu.ro și la telefon 0253-214-307. Universitatea Constantin Brâncuș. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM din Târgu Jiu, vă oferă studii de masterat pentru anul universitar 2019-2020, științe sociale și ale educației, cu specializările psihologia clinică și consiliere psihologică, managementul serviciilor sociale și de sănătate, management educațional, managementul culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane, informatică, inginerie și design, cu specializările tehnologii și aplicații, aplicații web, calculatoare, sisteme și rețele informatice, drept cu specializările, instituții de drept privat, științe penale, instituții de drept administrativ și constituțional, drept economic și proceduri vamale, drept internațional și instituțional, științe economice cu specializările business, management și antreprenoriat, management, marketing și logistică, finanțe, bănci și contabilitate, management, expertiză și audit, relații internaționale, științe politice și jurnalism cu specializările diplomație, securitate, business și comunicare, media, management și marketing online. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6, pe Facebook ULIM Târgu Jiu și la telefon 0253 214019 sau 0734 517000. ULIM, viitorul carierei tale. Am revenit, dragii mei, cu a doua parte a emisiunii de dezbatere electorală. Dacă în prima parte am încercat să vedem cadrul în care a debutat campania electorală, acum mergem mai departe și încercăm să vedem cum se va derula o potențială bătălie, de ce nu în turul 2, între, iată, un candidat al stângii, de stânga centru, susținut de o alianță electorală, alianța electorală Un Om, candidatul fiind Mircea Diaconu, de partea cealaltă, omul creditat cu cele mai mari șanse de a intra în turul 2 și de a câștiga bătălia, e vorba de actualul președinte al României, Klaus Werner Iohannis. Stimați invitați, sunteți reprezentanți ai unor formațiuni politice ce îi susțin pe cei doi candidați. Este posibil o confruntare Klaus Iohannis respectiv Mircea Diaconu în turul 2, în ideea în care, repet, pe tobogan, în cădere liberă, principalul contracandidat al lui Klaus Iohannis pare să fie mult la vale, vorba de premierul în exercițiu. Cum se vede această potențială bătălie în turul 2 între candidații pe care în această seară îi reprezentați? Deci, se vede, eu nu vreau să fac referire la candidatul Alianței de Centru-Stânga, vreau să fac referire la candidatul Partidul Național Liberal, în speță fiind vorba de actualul președinte, excelența sa Klaus Iohannis, care a dovedit că este o persoană competentă, a dovedit că este un om care a ținut piept tăvălugului pe justiție făcut în acești 3 ani și ceva de către PSD, știți bine, noapte, marțea neagră, ordonanța 13, ianuarie negru, 10 august, vorbim de o serie de evenimente care au pus România în fundul, ca să, cu ghilimele de rigoare, clasamentului din Europa, lanterna roșie din acest punct de vedere. Toată Europa și întregul mapamont până la urmă ne privea cu înfrigurare. Mai mult decât atât, cetățenii români din afara țării, diaspora, care sunt un număr consistent. Corect. Din păcate. Peste 5 milioane cu acte în regulă. Cine știe cât ori mai fi periodici. Și aceștia, bineînțeles, sunt cu sufletul la gură pentru că îi leagă totul de această țară. Klaus Iohannis a reușit să țină piept tuturor acestor evenimente negative din punct de vedere al justiției, mă refer cel mai mult, și al legilor nedrepte care au fost promovate de către PSD,
prin faptul că din peste 75 sau 77 de legi, dacă nu mă înșel, câte au fost contestate la Curtea Constituțională de președinte, 55 au fost i-au fost dat dreptate în tot sau în parte. Deci au fost admise contestațiile fiind modificate acele legi. Iar acest lucru spune mult, este vorba de două treimi din legile pe care le-a contestat a avut președintele dreptate. Nu vorbesc de faptul că PSD-ul a încercat cumva să transforme și instituțiile justiției, precum cea a justiției constituționale, într-un fel de partid politic, implementându-și persoane și încercând să influențeze la nivelul acela, dar până la urmă ei nu au reușit. Nu în ultimul rând, președintele României este un om care este foarte apreciat, recunoscut, atât pe întreg mapamondul, la nivel internațional, dar mai ales la nivel european, pentru că România este o țară care este integrată în Uniunea Europeană. Alegerile europarlamentare recente au confirmat încă o dată în plus, dacă mai era nevoie, prin câștigul pe care l-a avut PNL a acestor alegeri, cu un procent pe un trend aflat, pe un trend mereu crescător față de celelalte partide, și cu ajutorul și cu sprijinul lui Partidului Popular European, această familie din care și Partidul Național Liberal face parte, președintele Iohannis a reușit ca să implementeze, să convingă Uniunea Europeană și să atribuie României o instituție de justiție de o foarte mare importanță. Și este vorba de parchetul european, ce știți bine, în persoana recent instalată, că până astăzi i-a dat și Consiliul, da? Doamna Laura Codruța Chioveși, care va ocupa o funcție de prim procuror european, ocupându-se în continuare cu preponderență de resursele de finanțare de la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare stat. Și știm bine că România, din acest punct de vedere, este declarată cu cea mai mare fraudă la fonduri europene. Suntem și aici pe un loc codaș. Fruntaș, că este invers. Deci negativ, în sensul, fruntaș în sensul de negativ. Deci iată că până la urmă instituția prezidențială care s-a încercat să se transforme de către PSD într-o instituție unealtă ca pe toate celelalte instituții, ca și Consiliul Superior al Magistraturii, ca și Secția de Investigare a Infracțiunilor, acel SS despre care se vorbește, toate acestea au vrut să fie transformate în unelte în mâna unora sau altora. Nu mă refer neapărat la un partid, pentru că un partid a fost coordonat de niște persoane îndoielnice. Aceste instituții, până la urmă, duceau la imbricarea, la lipsa de separație a puterilor în stat și implicit la subjugarea sistemului de justiție, ceea ce nu este de folos. Acestea sunt pe foarte scurt spus, meritele președintelui și, în continuare, guvernul PNL, care urmează a fi validat în Parlament, sunt convins că dacă nu va fi pe 25 octombrie, va fi imediat după, pentru că de preferat ar fi alegeri anticipate și noi ne dorim acest lucru. Dar cred că împreună cu USR-ul noi suntem singurii care ne dorim alegeri anticipate, deci Partidul Național Liberal asta își dorește. Până acum. Până acum. Dar asta înseamnă ca să voteze și ceilalți parlamentari. Dacă vor dori, vom merge către alegeri anticipate, acum când nu este prea târziu, dar dacă nu, Partidul Național Liberal este pregătit să-și asume un act de guvernare pentru a salva în primul rând țara și a o pune acolo unde este locul, în fruntea Europei. De ce nu? Suntem a șasea țară din Europa. Așa ca e. Populație. Fără de domnule Grigore Boar, cum se văd lucrurile prin prisma unui candidat, iată, independent, neimplicat politic, un om care a declarat de cel puțin 5 ori în ultima perioadă că nu vrea campanie clasică atunci când va merge în teritoriu să convingă alegătorii, nu vrea să îmbrace, nu vrea să poarte sigla unui partid, nu vrea ca numele să-i fie asociat cu vreuna dintre cele două formațiuni politice. Mai mult, nu vrea tot felul de afișe și bannerul care sunt cheltuieli mari la nivel național cu dumnealui. Deci o altfel de campanie. Altfel de campanie, un om simplu, un om din popor care în timp și-a demonstrat competența și profesională, fiind un foarte bun actor la nivel național, român, dar în același timp are și o expertiză politică, fiind europarlamentar, da, câștigând singur 10% din care sunt multe partide care nu au putut să obțină scorul de 10% la europarlamentarele trecute.
În același timp, Pro-România cred că a făcut una dintre cele mai bune mutări politice să susțină un om independent, chiar un om care este aproape de oameni, de cetățeni, de români, care a declarat și că niciodată nu va face abuzuri și că tot timpul va fi un mediator în spectrul politic românesc, dar în același timp va fi un bun cum să vă spun, bun în politica externă să promoveze interesele României la nivel european. Adică un adevărat vector. Un vector pentru politicile românești în Europa și nu numai. Dar în același timp s-a hotărât ca alianța un om formată din Pro-România și partenerii ALDE care să nu aibă nicio pretenție, stați puțin, să nu aibă nicio pretenție politică la candidatul independent Mircea Diaconu, care înseamnă extraordinar de mult. Deci are libertatea să facă ce vrea dânsul, cum vrea dânsul, și noi îl susținem nu numai prin campania care o facem, pentru că un om de calitate merită promovat să ne reprezinte, că ne-am obișnuit în ultimul timp la nivel național să fie numai oameni cu expertiză dubioasă și oameni dubioși la nivel național. Eu sunt foarte pornit personal la chestia asta, pentru că noi nu există ca într-o țară ca România, cu 22 de milioane de locuitori, să nu avem oameni competenți și pregătiți pentru anumite politici naționale și europene. Deci am impresia că intenționat sunt oameni care ne conduc prost sau sunt puși acolo doar pur și simplu pentru interes politic. Unelte. Și atunci eu sunt foarte mândru că Mircea Diaconu are toată libertatea și este candidatul Pro-România. Întâmplător, acum mai mulți ani de zile am reușit să-l cunosc personal, cred că acum vreo 10-12 ani. Mi s-a părut un om extraordinar și din cauza asta mie nu mi-e greu să vorbesc despre dânsul. A fost în Gorj, într-o anumită locație, și efectiv toate persoanele care am fost acolo, în momentul când spunea el și o glumă, îl ascultam, de nu veneam, deci erau cel puțin 100 de oameni la întrunirea respectivă. Era o întrunire politică. A venit și dânsul pe neașteptate. Deci o părere foarte bună ca om, din punctul meu de vedere, și asta o susțin, sunt multe persoane din Gorj care spun că este altceva, dar eu, cunoscându-l, jur că este un om de calitate. Asta e situația. În rest, am văzut la nivel județean, în momentul în care am strâns semnăturile, că ne-am implicat foarte mult noi la nivel de județ pentru strângerea de semnături în favoarea lui Mircea Diaconu, nici un om care a venit și care n-a semnat la chioșcul care l-am avut în centrul orașului montat, n-a avut vorbe urâte, n-a rostit vorbe urâte despre Mircea Diaconu, care venea, spunea, știi, eu am altă concepție, punct, alt punct de vedere. Dar niciunul n-a spus că este o persoană rea, că este un om rău, că nu vrea binele românilor. Sunt sigur că, din punctul nostru de vedere, Mircea Diaconu, n-am nimic cu ceilalți contracandidați și nici nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar cred că este în momentul de față, ca român, cel mai bun ca și candidat la președinția României. Timpul le va vedea și va spune dacă este așa sau nu. Și fără îndoială vom avea două ture de vot, și prima și a doua, iată, în urma cărora românii să decidă cine este cel mai adecvat, cel mai potrivit președinte. O întrebare de ordin general. Credeți că se poate rezolva ecuația jocului din primul tur? Matematic e posibil. Practic? Nu. Știți de ce? Pentru că nu sunt atâția românii care vor vota. Deci nu bate realitatea cu ceea ce este în... Ba da, dar nu vor veni atâția la vot încât să fie jumătate plus unul din total votanți. Exact. Nu are cum. Deci la prezidențiale
alegerile sunt în două tururi și cred că e mai bine să fie, da, în două tururi. Absolut. Așa cum este bine să fie în două tururi și la orice altă funcție, cum ar fi primarii și așa mai departe. Susținem în totalitate ideea, da, respectivă. Ce vreau să mai completez, îmi cer scuze că, da, vreau să mai arăt pe plan internațional. Președintele Iohannis s-a remarcat prin aprecierile la cel mai înalt nivel, plecând, fiind invitat în America de două ori, unde au avut discuții la cel mai înalt nivel cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Acolo președintele Iohannis a pus bazele unor tratate care se vor încheia cu privire la ceea ce are America să investească în România și cu privire la flancul de răsărit al NATO din structură euroatlantică din care și România face parte. Știți bine câte probleme avem aici la granița cu prietenii, cu ghilimelele, de la răsărit. De asemenea, în Europa este apreciat în toate statele Europei, și în Franța, și în Germania, și în Austria, și în Anglia, și în Spania, și în Italia, și mai ales peste tot pe unde sunt românii. Românii sunt foarte mulțumiți din străinătate de președintele Iohannis. Pentru că, recent, e vorba de câteva luni, președintele Iohannis a participat și organizat la inițiativa Poloniei și Serbiei și Poloniei, mă refer la summitul celor trei mări. Dat fiind faptul că fosta Uniune Sovietică, respectiv acum așa zisă Federație Rusă, care își exercită influența de la răsărit, după părerea mea o influență negativă cu privire la controlul României și a statelor din fostul bloc comunist, la controlul resurselor acestora și a populației, și au infiltrat tot felul de, atât la nivel mediatic cât și în politică, oameni care să ia decizii și măsuri să favorizeze aceasta. Și vreau să spun numai de ordonanța 114, care a plafonat plațul intern. Exact, plafonând prețul la gaze interne, practic a pus pe butuș companiile românești producătoare de gaz, fiind nevoiți să importăm gaz de unde? De la ruși sau de la ucraineri, că până la urmă tot acolo ești. Deci iată că acest summit al celor trei mări, și vorbim de toate țările nouă, de la Marea Baltică până la Marea Mediterană și inclusiv Marea Neagră, așa au creat un bloc prin tratatul care s-a încheiat între ele, constituindu-se și un fond de investiții foarte mare, fond de investiții care se referă la infrastructură de transport, energie în primul rând, și la infrastructură de comunicații și date, plus securitatea frontului euroatlantic de răsărit. Iată, acest lucru dovedește o viziune strategică și pentru întreaga Românie, care de fapt ne menține și ne dă speranțele ca membrii Uniunii Europeană să putem beneficia în continuare de acest avantaj mare, bineînțeles, cu condiția ca să se creeze premisele, să se ruleze foarte multe investiții în România, iar președintele Iohannis este singurul garant, sau până acum a fost singurul garant în fața investitorilor străini, și a dat o credibilitate că există un mediu în care totuși, din punct de vedere al justiției, pot să vină să investească aici. Mai rămâne ca guvernul următor să-și facă treaba, ca din punct de vedere economic să ia acele măsuri de așa manieră încât să creeze un mediu prielnic și sănătos pentru întregul factor investițional din Europa și, de ce nu, și din America și din întreaga lume. O completare la ce a spus domnul Banță. Vreau să vă spun că interesele nu sunt numai ale rușilor, sunt ale tuturor celorlalți, pentru că România este o țară foarte bogată atât în resurse minerale cât și în celelalte produse care sunt, și să nu îi denigrăm pe unii și pe alții să ridicăm în slăb. N-am nimic. Problema este că în momentul de față este un război economic și majoritatea se bat pe resursele naturale ale României, indiferent de ce natură sunt ele. Deci, fiecare are un scop. Eu aș fi de acord dacă ar veni cineva și zice, da, vreau binele României. Nu, toată lumea vine pentru un scop, să obțină un profit, că o fi mare, că o fi mic, nu contează. Dar noi trebuie să avem oameni pregătiți și români adevărați, să fie naționaliști în sensul bun al cuvântului, să țină cu România, și cred că Mircea Diaconu are curajul și va fi unul dintre oamenii care ține la
bunul mers a economiei românești și a românilor. Deci, din punctul ăsta de vedere, pare rău să o spun, nu se ține cont de economia României și de interesele României. Sunt doar interese atât de o parte cât și alta. Tocmai, eu vin să vă completez și să vă dau și dreptate, dar singurul garant pentru acest lucru, tot președintele Iohannis este, pentru că hai să vă facem un exercițiu simplu. Nu numai de imaginație, ci de concretețe. Economia României a pierdut startul cu retehnologizarea încă dinainte de 1989. Piața Caer a fost desființată înainte, aproape, că era pe cale de dispariție, chiar în 1989. Piața blocului, fostului bloc comunist. Neavând piață și producând necompetitiv și scump, din ce cauză? Din cauza lipsei de tehnologie, pentru că nimeni n-a mai investit, produsele tale n-au mai fost competitive, nu le-ai putut vinde pe piață. Și atunci, pe lângă mizeria pe care au făcut-o politicienii de la guvernare. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Da. Hai, vă dau un exemplu. O firmă, argumentez acum. Da, da. O firmă care producea țiței în România, firma românească, ce avea 110.000 de angajați la nivelul anilor 90 și care producea 4 miliarde de dolari pierdere anual din PIB-ul României. De ce? Pentru că n-avea tehnologie în primul rând, în al doilea rând pentru că avea manageri care își asigurau firme conectate și politic sub pape de refulare a fondurilor și pentru că n-au dorit să investească. Această firmă, la momentul respectiv, de care vorbim, anilor 90, avea 4 miliarde de dolari pierderi anual. În momentul de față, lăsăm la o parte faptul că a fost o privatizare îndoielnică și de acord cu treaba că se putea și mai bine. Lăsăm la o parte faptul că redevențele... Niciodată nu privatizam corect. Metrumul și altceva. Nu vreau să pronunț nume, dar lăsăm la o parte că redevențele... Pentru că să fie un bun național. Punct. Sunt un bun național și scrie, sunt proprietatea publică a statului român, dar asta este o altă discuție, dar redevențele au fost mici și poate că n-au fost renegociate, iar aici însuși premierul, fostul premier Victor Ponta are o vină pentru că a prelungit foarte suspect contractul acela încheiat în 2003, dar nu mai am. Vreau să vă spun până la urmă că chiar și așa, în momentul de față, acea firmă produce un miliard pentru ei profit și mai dă un miliard la bugetul statului de euro. Deci iată totuși că vina aparține în primul rând și în primul rând a noastră, a poporului român și a conducătorilor noștri care n-au... Nu a poporului, a conducătorilor. Și a poporului, pentru că conducătorii... N-au nicio putere când se decizii. Conducătorii sunt după chipul și asemănarea alegătorilor. După cine au fost și aleși. Nu, au fost aleși de noi, avem o parte din vină fiecare dintre noi. Și ne-am crezut într-un... Înseamnă că trebuie niște oameni competenți și profesionali. Am fost și creduli, într-un fel. Am crezut în unii care ne-au mințit și ne-au adus în zona în care suntem acum. Dar vă spun, atât... Că unele au fost frumoase... Da, resursele României există și România poate să fie o țară independentă energetică. Bătălia este pe Marea Neagră acum. Okay. Să știți că fosta Uniune Sovietică nu degeaba a ocupat Crimeea și s-a apropiat foarte mult. Nu degeaba spațiul român este survolat în mod ilegal de atâtea ori, violat, cum este termenul specific, și sunt multe lucruri aici de discutat, dar noi aici nu ieșim din tema emisiunii, că deja nu are rost să... Da, inclusiv insula Șerpilor. Da, gata, nu mai discutăm. Insula Șerpilor a fost câștigată de România prin competența și zbaterea excelenței sale Bogdan Aurescu. Foarte corect, aici sunt de acord cu dumneavoastră. Da. Foarte, foarte scurt, pentru că ne apropiem încet, încet de finalul emisiunii. În ultimii trei ani, instituția prezidențială a suferit ciuntiri după ciuntiri în ceea ce înseamnă prerogative. Exact. Am văzut cum guverne succesive au limitat prerogativele, puterea președintelui. Indiferent cine va fi viitorul sau poate actualul și viitorul președinte, că va fi Klaus Iohannis, că va fi Mircea Diaconu, că va fi altcineva, nu este esențial să se revină la niște prerogative firești ale unui președinte? Pentru că am văzut pe niște dispute stupide din punctul meu de vedere la CCR cum treptat i s-a ciuntit efectiv, că ăsta e termenul, din ceea ce înseamnă prerogative. Dar foarte, foarte scurt. Constituția este sfântă. Deci atâta timp cât în Constituția României se specifică clar prerogativele președintelui României, nu se poate face acest lucru care spuneți dumneavoastră decât prin modificarea Constituției, care știm ce înseamnă, două treimi, se putea foarte bine face. Păi am văzut interpretări ale Constituției din partea CCR-ului care practic au dus la
cel mai bine se putea face lucrul ăsta în momentul în care era USL-ul, când aveau majoritate de 70%, se putea face foarte bine. În momentul de față e foarte delicat să îi împaci pe toți, că sunt foarte multe partide la nivel și nu știu dacă domnule, se pot cu la Banța, toți. 15 secunde eu cred că din acest punct de vedere Constituția poate fi modificată, legile constituționale sunt la îndemâna Parlamentului, toți parlamentarii actuali și viitori și-au dat seama și vor fi dat seama că această Constituție nu mai reprezintă, cel puțin la ora actuală, nu mai ține pasul cu lumea civilizată. Sunt foarte multe lucruri anacronice în Constituție, sunt foarte multe legi care depind de aceste lucruri anacronice în Constituție, care trebuie reglementate cât mai urgent, iar restrângerea mandatului președintelui, ca și ordonanțele de urgență pe justiție, care au fost date, trebuie repuse la locul lor, acolo unde au fost și așa cum trebuie să fie, dar numai printr-o lege sau prin legi, așa cum referendumul inițiat de președintele Iohannis pe justiție a fost confirmat de către întreg poporul român. Exact acolo. Stimați domn, din păcate am ajuns la finalul emisiunii, ar mai fi fost multe de discutat. Cu siguranță ne vom revedea în aceste 4 plus 2, în 6 săptămâni de campanie, să reluăm discuția și de ce nu să o adâncim. Până atunci însă multă putere de muncă în activitatea pe care o aveți de depus în aceste 6 săptămâni și să dea Dumnezeu să fie bine așa cum considerăm fiecare de cuvință. O seară cât mai plăcută și dumneavoastră și telespectatorilor noștri. La revedere!